Iubiții mei, și în această seară suntem aici împreună în casa Domnului. Ne bucurăm de faptul că ați venit la adunare și credem că ori de câte ori ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, Domnul se îndură și Domnul este acela care ne binecuvintează și ne vorbește, slăvit să fie Dumnezeu. Vrem ca să continuăm să vorbim din psalmul acesta 73. Am avut câteva predici până acum. Ultima a fost din versetul 15 de duminica trecută. Aici în psalmul acesta spune omului Dumnezeu Asaf că s-a confruntat cu o problemă. Era cu piciorul să cadă în ispita, în încercarea cu care s-a confruntat, era să alunece piciorul, era să cadă în ispită, era să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu. A vrut diavolul, așa cum a venit odinioară la Eva, a venit și la el și a pus la îndoială bunătatea lui Dumnezeu, îndemnându-l să se uite la alții. Și când era cu piciorul să cadă, să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu este bun, spune că înainte de a vă spune povestea mea, cum eu am biruit, vreau să declar că Domnul este bun. Domnul totdeauna este bun. Cu aceasta vreau să încep. Și apoi ne spune experiența vieții lui. Și ne spune cum a biruit. Și am spus din versetul 15, trei lucruri duminica trecută, și în această duminică aș vrea să continui și să vedem cum putem să biruim. Și aici, în versetele care le-am citit, spune omului Dumnezeu că s-a gândit. Era undeva în afară, era undeva departe, era ispitit, era încercat, se uita la prăpastie și cât pe aici să cadă, și spune că a încercat să se gândească, să caute un raționament la tot ce se întâmplă și spune, zadarnic mi-a fost toată truda, toată gândirea mea, până când mi-a venit mintea. Și am intrat în locașul sfânt al lui Dumnezeu și atunci am înțeles toate lucrurile. În seara aceasta, câteva cuvinte de învățătură despre biserica locală aș vrea să am pentru noi și aș vrea să vedem cât este de important biserica și de ce Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt pune accent pe biserica locală. La un moment dat, citim în Evrei capitolul 10, versetul 25, că noi nu trebuie să părăsim adunarea cum au unii obicei. Există adunarea noastră și noi nu trebuie să o părăsim. Cum avem familiile noastre care nu trebuie să le părăsim, pentru că Dumnezeu e împotriva divorțului, împotriva despărțirii. Este familia mea, e familia noastră și noi trebuie să fim fideli familiei noastre, așa și din punct de vedere duhovnicesc, familia lui Dumnezeu, care este biserica, noi nu trebuie să o părăsim, spune aici cuvântul Domnului. Și nu degeaba ne îndeamnă Dumnezeu, prin al său cuvânt, să nu părăsim adunarea noastră. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, omul perfect, omul desăvârșit, omul care a fost fără de greșeală, când a trăit pe pământul acesta, a avut câteva obiceiuri. Unul din aceste obiceiuri le găsim că este relatat de Evanghelistul Luca, în capitolul 4, versetul 16, spune, a venit în Nazaret, unde a fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat, să citească și relatează în continuare evanghelistul ce a făcut Domnul Hristos. Un obicei este un lucru pe care îl repeți de mai multe ori până te definește, devine ceva din tine. Și Domnul Hristos avea câteva obiceiuri. Unul din aceste obiceiuri era acela că în ziua sabatului mergea la sinagogă. Pe Domnul Hristos nu-l prindea sabatul în piață, nu-l prindea sabatul acasă că-l doare măseaua sau capul, nu-l prindea sabatul acasă că este prea cald, e temperatură 40, cum este în Ținutul Palestinei, și stau acasă și în sinagogă nu este aer condiționat. Pe Domnul Hristos nu avea astfel de motive. Domnul Hristos în ziua sabatului era în sinagogă, era la templu, era la casa lui Dumnezeu. Acesta era obiceiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și acum aș vrea să te întreb, dumneatale, ai un astfel de obicei? Să nu părăsești adunarea. În ziua Domnului, spune Apostolul Ioan, în primul capitol din Cartea Apocalipsei, eram în Duhul. Chiar dacă eram izolat din pricina credinței,
Nu puteam să fiu împreună cu frații. Eram închis, eram deportat, eram în închisoare, acolo, în insula Patmos, la muncă silnică, deși era bătrân, probabil avea vreo 80 de ani. Dar în ziua Domnului eram în Duhul. În ziua Domnului nu eram indiferent. Noi avem un astfel de obicei. Dumneatale, ai un astfel de obicei. Aș vrea să revenim la prima biserică, la biserica creștină, atunci când s-a înființat. Citim în Fapte, capitolul 2, versetul 1, că în ziua cinzecimii spune că erau toți împreună în același loc. Nu unul avea nu știu ce virus și era acasă, altul nu știu pe unde, altul nu știu unde, nu. Spune că erau toți împreună. Ucenicii Domnului nu stăteau acasă. Nu erau nici la Kaufland și nici în altă parte. Erau împreună în același loc. Și ei, în versetul 42, spune că stăruiau. Știi ce înseamnă să stăruiești? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iar spune în continuare, în versetul 46, spune cuvântul lui Dumnezeu, că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ăștia aveau timp. Aveau și ei copii, aveau familii, trebuiau să-și câștige pâinea, că nimeni nu le dedea, nu le pica pâinea din cer, nu făcea Domnul să vină așa, eu știu, banii, să plouă cu bani în casele lor, nu, nu. Dar puteau să meargă în fiecare zi la templu. Ei nu părăseau adunarea. Și spune în 4:23, tot aici în Cartea Faptelor Apostolilor, după ce Petru și Ioan au fost închiși, spune că li s-a dat drumul. Și unde au mers? Au mers la ai lor. Au mers la biserică. Avea biserica lor unde imediat după ce au fost izbăviți din temniță, au mers acolo. Și le-a istorisit și acolo s-au unit toți împreună, au ridicat glasul către Dumnezeu și au făcut o rugăciune care a rămas memorabilă în Scriptură. Dă, Doamne, putere robilor Tăi! Uite-te la amenințările lor! Lasă să se facă semne, minuni și oamenii să fie mântuiți! Au mers la ai lor. Fapte, capitolul 12, versetul 5, este relatată întâmplarea când Petru a fost prins și urma să fie decapitat. Spune că Petru era păzit în temniță, dar era biserica. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Chiar dacă era miez de noapte, lucrul acesta prin 80 și ceva, 80, nu mai știu exact când data, dar l-a experimentat tatăl meu. A fost la vâlci, acolo nu era autorizație, se strângeau frații fără autorizație și în fine, el întotdeauna când mergea trebuia să meargă în fiecare lună să dea cina la frați. Avea prin telefoane cum se dădea atunci, că nu aveam telefon acasă, că nu puteam să aveam telefon, așa era vremile atunci. Mergea la postă și suna acolo și venea, era acolo un frate care răspundea, el era medic, fratele Istrate, venea la postă și vorbeau, dar vorbeau cu parole, ca nimeni să nu-și dea seama. Aveau parolele lor și când spunea un cuvânt știa că vine. Dacă spunea alt cuvânt, știa că nu vine duminica care urmează. Dar securitatea care era pe fir s-a prins de toată treaba asta și în timp ce ei cântau, se rugau, era bucurie acolo, pac, intră miliția. Intră miliția. Și i-a luat pe taică-miu și pe fratele Istrate și i-au dus acolo la miliție cu declarații până dimineața, iar nu până dimineața. Dar ce a făcut biserica? N-a plecat niciunul acasă. Toți au rămas acolo și s-au rugat. Strigau către Dumnezeu și dimineața le spune un polițai, un procuror, hai plecați de aici. Și taică-miu i-a zis, cum să plecăm, domne? Păi plecați, nu plecăm nicăieri. De unde ne-ați luat, acolo ne duceți. Și zice ălălalt, ia uite mă ce îndrăzneală la ei, dar hai să-i ducem. I-a băgat în mașina miliției și i-a dus înapoi. Când au intrat, frații strigau, plângeau, se rugau, Doamne, scapă-i! Și Dumnezeu a intervenit, ca în cazul lui Petru. Dar biserica era acolo împreună. De ce e importantă biserica locală? Numai așa poți să fii creștin cu adevărat. Numai așa poți să fii creștin autentic. Așa ai viață duhovnicească, viață spirituală. Eu nu zic că doar venitul la adunare, doar faptul că ești prezent sau scris în registru, asta te asigură să fii un om mântuit, asigură locul în cer. Nu, nu.
Că și Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 11, spune că poți să vii la biserică și să te faci mai rău. Și poate că a venit la biserică, în loc să te facă mai bun, să te facă mai rău. Dar nu luăm cazul acesta, noi vorbim de oamenii sinceri, care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Ăștia nu pot, n-ai cum să crești spiritual, să fii un om duhovnicesc. Dacă nu vii la biserică, și Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 12, versetul 45, compară biserica și de aici extragem o învățătură extraordinară. Spune că după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și acum dați-mi voie să vă întreb, dacă dumneavoastră amputați un mădular, mai are el viață? Mai are? Nu, mădularul nu are cum să trăiască decât în trup. El e viu doar în trup. Din moment ce nu mai este în trup, nu mai are viață. Dumneatare, dacă nu faci parte din Biserica lui Hristos, și Biserica lui Hristos e Biserica Universală, toți credincioșii mântuiți din toate vremurile, de pe toată planeta, de la Hristos încoace până când El va veni, dar Biserica lui Hristos este biserica aceea locală unde dumneatale trebuie să fii mădular, că nu poți face parte mădular din Biserica Universală. Există un ținut geografic unde Dumnezeu a îngăduit să te naști, să trăiești și trebuie să faci parte, că altfel nu ai viață duhovnicească. Viața vine prin trup. Capul este Hristos. Ia uitați ce spune tot Apostolul Pavel, Coloseni, capitolul 1, versetul 18, citesc doar prima parte. Spune, El este capul trupului, da? Vorbim de biserica care Apostolul o aseamănă cu un trup. Și spune El, adică Hristos, este capul trupului și apoi menționează, specifică, al bisericii. Hristos este capul și viața vine din Hristos. Dar vine în trup, în biserică. Dacă vrei să ai viață duhovnicească, e important să faci parte dintr-o biserică locală, Biserica lui Hristos. Apoi, aici primim lumină, putem să înțelegem lucrurile duhovnicește, lucrurile spirituale. Iubiți frați și surori, oamenii au o gândire firească, că așa suntem. Noi suntem născuți în păcat. Noi nu putem să gândim lucrurile duhovnicește, că suntem firești. N-ai cum! Odată un frate, când eu eram copil, a dat la un mare om o Biblie. Ăsta, fiind un om foarte intelectual, a citit-o repede, nu știu cât, în câteva săptămâni, sau, dar foarte repede, într-un timp record. A citit-o toată și a venit și a dat-o. Băi, nu înțeleg nimic din cartea asta, nu știu ce carte. Păi, normal că nu înțelegi cu mintea firească. Nu poți să înțelegi nimic. Dar noi avem nevoie de o minte duhovnicească. Și omul acesta, Asaf, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că a încercat și el cu mintea lui firească, cu logica, cu filozofia lumii, să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu și nu le pricepea deloc. Și de aceea zice el, mă, eu când făceam așa, spune aici în versetul 21, păi mă, eu eram prost și fără minte, ca un dobitoc. Păi n-ai cum să înțelegi. Apostolul Pavel spune, nu este timp să mergem în detalii, dar spune clar, cum un om duhovnic, un om firesc, să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu? Ăștia se judecă cu o minte duhovnicească, nu cu o minte firească. Și de aceea zice el, păi eram așa, până când? Până am intrat în templul lui Dumnezeu, în locul sfânt al lui Dumnezeu, în biserică împreună, prin ochii celorlalți, prin ochii slujitorilor, că spune Efeseni, capitolul 4, l-a dat în biserică, apostol și așa mai departe, pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Adică cum? Sfinții nu-s desăvârșiți. Nu. Nu-s desăvârșiți. Dar sunt sfinți. Pentru că s-a produs nașterea din nou, dacă s-a produs. Hristos a fost acela care a făcut schimbarea prin Duhul Sfânt. Dar ai nevoie să crești. Trebuie să duci mântuirea până la capăt. Sunt anumite obiceiuri care nu scapi ușor de ele. Nu, nici poveste. M-am convins de lucrul ăsta, mai ales oamenii care se pocăiesc, bătrâni, vai și vai, că zici, mă, i-am botezat, parcă i-am botezat degeaba. Parcă nu se vede schimbarea. Sunt anumite obiceiuri care 60 de ani au trăit în ele și de ăștia nu scape așa, pomnii din deget.
Ai nevoie de alții care să te susțină, să te fie lângă tine, să vezi lucrurile prin ochii celorlalți, da? Așa înțelegem lucrurile duhovnicește. Ni se dezvoltă o gândire spirituală, o gândire duhovnicească. 3. Primim putere să biruim ispitele. Cei care nu vin la adunare, ăștia nici nu au putere. Nu știu cum biruiesc ei ispitele, dar cu siguranță cad din ispită în ispită. Ăștia n-au putere. De-aia spune aici, păi era să cad, dar bine că mi-a venit mintea și am mers în locașul sfânt al lui Dumnezeu. Că altfel mă duceam, mă prăpădeam și dumneatale o să cazi. Că nu ai putere în dumneatale. Dumneatale depinzi de puterea lui Dumnezeu. Numai prin puterea lui Dumnezeu poți să biruiești. Și o modalitate prin care primești putere de la Dumnezeu este întâlnirea împreună. Vreau să vă citesc un citat. Spune despre biserică. Este o corabie veche, scârție din toate încheieturile, se clatină, se rotește și uneori te face să vomiți. Dar ajunge unde merge. Întotdeauna a ajuns, întotdeauna va ajunge până la sfârșitul timpului, cu sau fără tine. Asta e biserică. Da, nu sunt întotdeauna vremuri bune, ca și într-o familie, nu întotdeauna mergi pe flori, că încerci pe flori, nu mergi. Există tot felul de lucruri, dar biserica întotdeauna ajunge acolo unde a pornit. De ce? Pentru că capul este Hristos, așa a spus el. Ce spune lui Petru, Matei capitolul 16, versetul 18, spunea Domnul Hristos lui Petru, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica a cui? A mea. Nu spune că va zidi lucrarea locutare, nu, nu, biserica mea, spunea Mântuitorul și mai spunea ceva. Ce spunea? Porțile locuinței morților nu vor birui. Nu vor birui, nu vor putea birui. Cu toate că vedem, se ridică un lider, bă, ăsta nu-i bun, nu știu ce și nu știu cum, vă pot da exemple, dar nu am timp. Porțile locuinței morților nu vor birui, nu vor birui. Întotdeauna Dumnezeu se ține de promisiune. Noi trebuie să avem încredere că uneori vedem pe cineva și nu știu ce și tot gândim, domne, nu știu ce și nu. Trebuie să avem încredere. Alteori ne tremure inima, ba încercăm cauza să facem noi și să dregem. Nu, Dumnezeu va face ca biserica lui să reziste până el va veni, până el își va lua acasă mireasa. Trebuie să fim siguri de ce Domnul Hristos a spus. El are putere, indiferent de vremuri, indiferent de lideri, indiferent, el are toată puterea. Și ce a promis, el va face, slăvit să fie Dumnezeu. Vorbind de biserică, aș vrea să vă spun că biserica a fost aceea care a adus civilizația. Biserica, începând cu, eu știu, ridicarea femeii. Au fost culturile care au fost, nu vorbim despre ele, dar biserica, unde a pătruns creștinismul, unde a pătruns biserica, a pătruns și civilizația. Biserica a adus educație. Școlile au pornit din biserică. Marile universități ale lumii, Oxford, Yale, mai știu eu care, cele mai mari universități ale lumii le-au format biserica. Acum sunt seculare, laice, nu mai au treabă cu biserica. Dar cine le-a fondat? Biserica. Unde a pătruns creștinismul, unde s-a înființat biserici, acolo a pătruns și a venit și educația. Educația. Biserica a produs și sănătate. Știți că la început spitalele au fost construite de biserică? De biserică. Nu de sistemul comunist. Ca făcut ăștia în China, în 10 zile construim un spital. Dar epidemia nu stârpesc. Nu stârpesc, n-au cum. Și eu mai aduc și aici și ne punem măști. Și vorba unui mare neurochirurg, ăsta are 90 de ani, Dănăilă îl cheamă. I-a pus cineva întrebarea, domnule, dar cum e cu măștile, cu aia? Vedeți-vă de treabă. Păi la aeropoarte, totul e zero. Faceți voi ce ați face. Păi cum? Voi știți că vă protejați cu măști de virusul din China, dar măștile le importăm din China. Și ne protejăm, domnule, de toate virusurile. Dar acolo unde
unde a fost creștinismul. Starea aceasta i-a a adus o stare de sănătate, o stare de bine. Se spune pe vremea lui Spurgeon că s-au vindecat, dar cum se vindecau? E o conferință, a ținut-o, Biserica Ortodoxă are câteva farmacii, Spiridon se numesc ele, în Iași și în Bacău și încă câteva orașe. Și la conferința asta a fost preotul Necula și un doctor, un mare doctor. Și spunea doctorul ăsta mare că a avut un profesor care îl respectă foarte mult, un profesor foarte eminent, zicea doctorul ăsta, zicea, ăstea ne-a spus așa când eram studenți. Rolul vostru de medici este acela să îi înveseliți pe pacienți până Dumnezeu îi vindecă. Ăsta prinde mândrie, a zis că zicea el de trei păcate mari ale doctorilor. Și primul e mândria. Așa te foi în pene când zicea el în anul 4, spunea profesorul universitar, colegul, păi de mine, mi-au crescut, păi de mine, parcă eram vultur, penele ca la păun. Dar, că-mi scapă ideile. Ce vreau să vă spun? Ce zicea omul ăsta? Și el, după ani de experiență, zicea doctorul, a ajuns la concluzia că bun a fost sfatul acelui mare medic, profesor universitar. Că nu noi vindecăm, nu noi doctorii, ci noi avem datoria să creăm o stare de bine. Creând această stare de bine, organismul capătă imunitate, că marele impediment al vindecării este stresul, este deprimarea, este descurajarea. Marele impediment pentru vindecare. Și trebuie să creăm această stare de bine. Și acolo unde a pătruns biserica, s-au făcut spitale, s-au făcut senatoare și s-a produs această stare de bine. Da, unde a fost biserica, biserica a adus bunăstare. Nu vorbim acum de țările unde a fost creștinismul, unde a fost biserici autentice, Norvegia, Danemarca și celelalte țări. Domnule, a crescut nivelul de trai. Numai că aia s-a întâmplat, crescând nivelul de trai, generații următoare au început să se compromită, s-a diminuat credința și așa încet, încet, în cealaltă generație, deja acum sunt păgâne de-a binelea. Dar ce e mai important și de fapt pentru asta este biserica, ea a adus mântuire oamenilor. Slăvit să fie Dumnezeu! Asta face biserica, dar personal, biserica îmi definește viața. Am participat la biserică de când am fost copil, la programele duminica dimineața, la programele duminica seara, de marța, de joia. Ori de câte ori era deschisă ușa, repetiții de cor, de fanfar, eu știu, alte întâlniri, o conferință sau altele, eram aici. Dacă sunt ceea ce sunt, sunt datorită faptului că am crescut în biserică și trebuie să fiu recunoscător părinților mei că m-au îndrumat și m-au adus, m-au luat de mână și au venit cu mine împreună la biserică și nu m-au lăsat acasă. Și chiar dacă le spuneam că mă doare capul, una la fund și gata, la biserică și mergeam, că-i frig, că-i cald, bine a fost, bine a fost. Într-o joi seara, era minus 20 de grade, zăpadă mare, eram copil, m-a luat frate Miugenu de mână și am venit cu el, am mers până unde era biserica, am stat la adunare, scârția, pai de mine, un frig, un ger, de nu mai puteam să răsuflăm, dar nu stăteam acasă, nu stăteam acasă, nu puteam să stăm acasă. Asta ceea ce mă definește pe mine, viața mea, dacă sunt ceea ce sunt, dacă am făcut ceea ce am făcut, am făcut datorită faptului că am crescut în biserică, am crescut în biserică. Nu totdeauna a fost bine. Nu totdeauna au fost lideri buni. Nu totdeauna. Dar cu bune și cu rele. Faptul că am fost aici. Dumnezeu m-a binecuvântat. Vreau să vă spun un citat din Lewis. Are el câteva cărți și într-una face referire la biserica locală. Citatul este lung, dar citesc puțin din acest citat. Spune el aici așa, despre biserica lui unde mergea și era biserica locală, unde el își petrecea duminicile. Nu-mi plac deloc imnurile ei, pe care le consider poeme de nota 5, puse pe muzică de nota 6. Dar apoi am văzut meritul lor, meritul bisericilor.
spune, sau meritul cântărilor, chiar de nota 5. Mi-am dat seama că imnurile care au, imediat să-mi pun ochelarii că am scris mărunt aici, că imnurile care, imnurile, în paranteză, care au rămas doar muzică de nota 6, erau cu toate acestea cântate cu devotament și dăruire de sfântul bătrân de pe banca cealaltă, încălțat cu pantofi de țară, și atunci am știut că nu merit nici măcar să-i curăți încălțămintea. Acest lucru te scoate din orgoliul tău solidar. În fine, citatul, ca să-l înțelegem, e puțin mai lung, dar dincolo de toate aspectele, dincolo de toate, să nu uităm că Dumnezeu este la cârmă. Și prin toate, Dumnezeu este acela care ne formează, ne dăltuiește, ne șlefuiește ca să putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Acum, frați și surori, aș vrea să merg puțin mai departe și să vă spun ce spunea omul lui Dumnezeu, care era după inima lui Dumnezeu, omul, împăratul David. Spunea el așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Venea generalul, venea consilierul și spunea, e timpul să mergem la templu. Ce zicea el? Mă bucur. Nu zicea că îl doare capul. Nu zicea, mai știu eu ce, nu spune, mă bucur, sunt plin de entuziasm. Atunci când mi se zice, când sunt chemat să merg la adunare, nu mai pot de bucurie. Las totul, treburile împărăției, vin delegații din alte țări, nu mă interesează. Eu mă bucur când mă duc la adunare. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Și așa am făcut eu un scenariu în mintea mea și m-am gândit așa. După ce se termina biserica, zice un general către împărate, ce e? Ai văzut pe cutare acolo? N-am văzut, mă. Păi eu am fost prin de, eu l-am văzut pe Domnul. Vine un consilier și zice, împărate, l-ai văzut ce cald a fost? Sufocam, domne. Cum să facem? Eu n-am simțit nimic, eu am simțit pe Duhul Sfânt. Eu am fost plin de bucurie, n-am avut treabă. Eu am mers să mă bucur acolo, nu să văd pe cutare, nu să simt eu nu știu ce. Eu am mers să-L văd pe Domnul. Eu sunt plin de bucurie, plin de bucurie. Iubiți frați și surori, împăratul, cuvântul lui Dumnezeu, spune de omul lui Dumnezeu că e plin de bucurie când vii la adunare. Cum povestea fratele Tudorache, zicea că doi copii, mă, dar ce facă ea în adunare? Hai să vedem, ăștia pititei nu ajungeau la geam. Zicea, hai că mă pun eu capră, urcă-te pe mine, să vezi ce fac ăștia în adunare, stau atâta. Să urcă ăsta și ăsta de jos zice, ce vezi, mă? Păi văd niște oameni și ce fac? Bă, nu știu ce fac, n-au nimic, habar n-am ce fac. Numai ceea ce fac nu le place. Păi de-aia venim la biserică, să nu ne placă ceea ce facem. Nu venim și noi plini de bucurie. Așa venea omul lui Dumnezeu. Ce fură bucuria? Că frați și surori, să fii plin de bucurie. Biserica ești dumneata. Biserica nu zidurile. Și ca să fie biserica bucuroasă, dumneata trebuie să fii plin de bucurie. Sau eu. Nu? Și ceea ce mi-a furat bucuria? Că zicem, bă, ăștia cum cântară începură, Iisus trece pe aici. Bă, o trece Iisus pe aici. După aia, cum era cântarea a doua? Cântă frate sau cum? Azi e zi de sărbătoare. Păi da, că e duminică, e zi de sărbătoare. Să cânți, că e zi de sărbătoare. Și eu știu, bă, cântă corul nu știu ce cântare. Măi, începu ăsta, nu știu, că trebuie să vorbesc cu el, lase zângănelele. Dar mai zângănește și ăsta, mai face nu știu ce, altul, ce-o face. Și sunt anumite lucruri care ne fură bucuria. Și nu mai suntem bucuroși. Un mare om, un poet și un scriitor, el a făcut mulți ani de temniță, după aia a plecat și după Revoluție, prin 90 și ceva, a venit în România și cineva i-a luat un interviu. Și am ascultat interviul acesta, am notat eu câteva lucruri, atunci mi-am adus aminte acum, mi-am adus aminte și căutai și găsi. Spunea el în interviu, spunea reporterul, ce face în pușcărie, în aia, domnule, cum ai străbătut toate? El spunea că cu veselie, știa cauza pentru care e, că n-a fost hoț, n-a avut treabă să fie om rău, știa de ce e acolo și toate le-a trecut așa, foarte...
și face, dar totuși ce face ca oamenii să nu mai aibă bunăstarea, să nu mai aibă bucuria? Și el spunea trei lucruri, doar vi le citesc. Zicea el comparația, asta te dărâmă, îți fură bucuria, hoțul bucuriei, să te compari cu celălalt. Autovictimizarea, să te victimizezi singur, vai de mine, eu, săracul, numai eu. Asta îți fură bucuria, spunea el, și competiția. Începem să ne facem mai competiție, care cântă mai bine, care predică mai bine, care... Asta, gata, ne-a furat bucuria. Rămânem triști și vai de noi. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce face să nu avem bucurie este păcatul. Psalmul 51, versetul 12, în urma păcatului și stătea împăratul David să-l mărturisească, zicea el, dă-mi iarăși bucuria, păcatul mi-a furat bucuria, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Apoi îngrijorările, a lucrurilor care îți fură bucuria, să te tot îngrijorezi. Iubiții mei, trebuie să fim bucuroși, dar ca să fim bucuroși, ar vrea să vă dau câteva lucruri practice. Nu o să depășesc mult, doar câteva minute. Dacă vreți să pregătiți o cântare care să se potrivească. Primul lucru, cred că ar trebui să ne pregătim. Să ne pregătim înainte, adică când? Sâmbătă seara. Să ne pregătim. Asta înseamnă ca sâmbătă seara să cam închidem cei care aveți. Eu nu am televizoare. N-asculta știrile sâmbătă seara. Lasă-le. Că pică guvernul, că Iohannis așa numește tot pe Orban, că ăștia altă zi le ascult, nu sâmbătă seara. Că numai cu Orban și cu Iohannis vii aici în adunare. Nu urmărești filme. Sâmbătă seara trebuie să ne pregătim pentru duminică. Știți că Satana atunci, sâmbătă seara, pregătește programele cele mai frumoase, meciurile ăștia care îți microbi să uite ei după meciuri. Sâmbătă seara, sunt domnule. Sâmbătă noaptea. Să-i țină acolo noaptea. Ba, mai spunea copiii mei, acum mergem la fotbal cu tinerii din adunare. Bă, dar cum, mă, sâmbătă noaptea? La ora 10 să plece la fotbal. Îmi spunea altul, mă, eu acum am tai și eu porcul. Bine, că îl tai sâmbătă. Păi n-am când, frate. N-am, eu sâmbătă sunt liber. Bă, tai-l sâmbătă, dar până la 12. Bagă-l în ladă, fă-i ce faci cu el. Stai cârnați până dimineața să faci. Știi cum? Că vii și dormi aici. Vii și dormi și... Numai bucurie nu mai ai când ești obosit, când ți se închid ochii. Nu, biserica ortodoxă n-are scaune. Puțini sunt aia care dorm din picioare. Am mai auzit, dar 1-2. Acolo trebuie să stai treaz, nu poți să dormi. Te pui confortabil în scaun și să o zică ăștia ce o zice, să o predice, să o predice, că eu, dă-i, cu că-i de numai, dacă ești obosit. Mai ai mintea limpede ca să poți să fii atent, să digeri, să te încarci. Că de-aia noi venim la adunare. Că mă gândesc că vine răpirea pentru unii care dorm pe nesimțite. Ei dorm și care veghează, care sunt pregătiți, zboară. Da? De sâmbătă seara, da, ne călcăm hainele, ne spălăm, facem baie, ce vreți dumneavoastră? A să vă pregătiți. Că nu dimineața, repede, intri într-un stres duminică dimineața, te mai scoți și târziu, și vai de mine ce se întâmplă, ba nu-ți găgă ăștia, baticurile nu prea le găsesc fetele. Și vai, și îmi spunea fratele Bodor, un frate bătrân, a făcut el mulți ani de pușcărie, a murit cu mult înainte, cred că aveam eu vreo 14-15 ani când a murit. Da, zicea că a fost la o întâlnire și o soră de acolo, proprietarea sa casei, nu-ți găsea baticul, caută într-un lap, caută în altul, ca bă, nicăieri, spune el într-o carte. Și până la urmă zice că și-a pus plapuna în cap. Băi, frate, aștepți frații la rugăciune și nu te pregătești. Nu te pregătești. Cum? Caută, intri în stres. Atunci nu mai ai ce să iei pe cap. Vii cum vii. Dar dacă le pregătești de sâmbătă seara. Da, am spus câteva lucruri practice. Eu am mai multe de spus, dar rapid așa, da? Și culcă-te la ora 10. La ora 10 termină cu toate, culcă-te ca să fii odihnit pentru duminică, pentru duminică. Apoi, trebuie să ne rezolvăm problemele. Dacă avem probleme spirituale, trebuie rezolvate. Păcatul aduce nefericirea. Păcatul niciodată nu te fericește, nu te umple de bucurie, de împlinire. Nu, nu.
Rezolvă probleme, altfel nu o să te bucuri niciodată. Apoi, venim la timp, da? Venim la timp la adunare, dacă vrei să te bucuri. Unii vin la fix și cred că în 2 minute coboară cerul, nici poveste. Da? Nu mai visăm. Nu coboară cerul așa, când pognim noi din deget, când vrem noi. Nu, nu. Ia vino înainte și roagă-te. Da, vino aici în adunare înainte și nu sta. Și cântarea aia, avem noi o cântare, dar nu mai cântăm. Ne-am cântat-o eu copiilor. Și Melissa, gata, în fiecare seară numai pe aia vrea să o cântăm. Spune cântarea, să nu părăsim adunarea cum a unui obicei, că așa scrie la evrei, dar un vers de cântare spune așa. Când intrați în adunare, vă așezați cu toți la loc. Nu vorbiți despre ale lumii în al Domnului Sfânt loc. Da, venim la adunare, să venim puțin mai la timp și nu ne apucăm să trâncănim și să spunem alte lucruri. Mai bine ne rugăm. Să spunem, Doamne, binecuvântă programul care urmează, slujba. Doamne, îndură-te! Doamne, ajută-mă și pe mine să mă dezlipez, eu știu. Uite, ai fierul de călcat în priză. Doamne, acum sunt stresat. Doamne, mă gândesc la mașină, mă gândesc mâine ce o să fie la serviciu. Să mă dezlipez de toate. Să binecuvinteze Domnul slujitorii și tot. Să vezi ce prinde bucurie vei fi. Ce prinde bucurie, că spune, Doamne, plec supărat de la adunare. Păi de ce plec supărat? Păi cu tare. Nu, uite-te la tine. Uite-te la tine că prinde bucurie pleci de la adunare dacă faci ce trebuie și te pregătești. Apoi trebuie să contribuim, nu să stăm spectatori. A, că stai spectator cu mâinile încrucișate să vezi ce fac alții, vii la spectacol, nu vei fi niciodată, nu vei fi plin de bucurie. Dacă vii ca unul care participi, care contribui, da? Fiecare cu abilitatea lui, cu darul lui. Și te rogi și strigi către Dumnezeu să dea Domnul har, să mântuiască Domnul. Să vezi că Domnul te ascultă și să vezi ce plin de bucurie vei fi. A, să mântuiești un om. De ce să mântuiești? Că predică, cine știe? Să rugă cineva care nu-l cunoaște, nu știe nimeni. Dar stătea acolo înaintea lui Dumnezeu. Stătea acolo în rugăciune, striga către Domnul. Să ne ajute Domnul, așa să facem. Și să vedeți ce prinde bucurie vom fi. Ne închinăm lui Dumnezeu, da? Nu venim să ascultăm un program. Noi trebuie să venim și să ne închinăm. Ăsta e scopul, unul din scopurile bisericii. Să venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Am închis Biblia, vă invit să ne ridicăm. Isaia capitolul 6, versetul 1. Spune omului Dumnezeu așa. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Asta a văzut profetul. Am văzut pe Domnul stând pe un scaun, mantiile lui umpleau templu. Dumneatale, ce vezi când vii la adunare? Ce vezi când vii la adunare? Vezi pe Domnul. Domnul Hristos spunea despre casa lui că este o casă de rugăciune, o casă de închinare. Și noi trebuie să venim la adunare să ne închinăm, să-L slăvim pe Dumnezeu, să-I mulțumim lui Dumnezeu, să avem acest duh de închinare înaintea lui Dumnezeu și să-L vedem pe Domnul. Și când plecăm de aici, nu să spunem, să spunem că spunea apostolul Pavel, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Să plecăm de aici vorbind de Hristos, să plecăm de aici cu acea imagine că L-am văzut pe Dumnezeu. Pentru asta vă chem, fraților, să stăm și să ne facem partea noastră, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne ajute să ne pregătim în direcția aceasta, ca ori de câte ori ne întâlnim aici, Domnul să coboare, să-I simțim prezența, Duhul Sfânt să lucreze, să putem să ne deschidem inimile, să putem să ne închinăm lui Dumnezeu, să fim plini de bucurie, plini de entuziasm, că ne-am întâlnit cu Domnul și cu Domnul să plecăm și cu Domnul să venim și pe Domnul să lăudăm.